În 1 decembrie, suma necesară este de 20.000 de lei, alaiul colindelor cu suma de 60.000 de lei, concert de Crăciun cu suma de 60.000 de lei, serbare de Crăciun susținută de elevii Școlii Populare de Artă cu 13.000 de lei. Sumele necesare pentru organizarea acțiunilor amintite sunt asigurate din economiile de la cheltuieli de personal și economiile de la alte acțiuni culturale din bugetul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Modificarea și completarea programului minimal de acțiuni culturale desfășurate în luna decembrie de către Centrul Județean de Cultură Dâmbovița a fost aprobat în ședința de Consiliu Județean cu unanimitate de voturi.